În municipiul Zalău sunt mii de mașini și foarte puține spații de parcare. Atât pietonii cât și conducătorii auto se plâng de acest lucru. Șoferii sunt nemulțumiți că nu au unde să-și lase mașinile, iar mormanele de zăpadă, uitate pe șosea, le restricționează accesul în parcările cu plată. Pietonii protestează că trotuarele sunt pline de zăpadă și de autoturisme. Zona cea mai aglomerată este zona centrală, unde zilnic staționează sute de mașini. Datorită grămezilor care au fost lăsate pe șosea, conducătorii auto nu pot parca în zona centrală. Dacă ar fi să aruncăm o privire, putem observa că avem o parcare. În apropiere se mai află încă o parcare. Aici este specificat că două locuri, atenție, sunt numai pentru persoane cu handicap. În această zonă nu se poate pătrunde decât cu o mașină, iar peste drum se află o altă parcare în care șoferii nu au cum să își lase mașinile. Ce părere aveți că aceste mormane de zăpadă au fost lăsate chiar în locurile de parcare? Dacă atâta poate primăria, atâta face. Trebuia luate. Ați văzut? Aici nu se poate parca cu mașina. Nu se poate parca, pentru că da, zăpadă a rămas toată acolo. Fiecare administrație locală se descurcă după cum îi duce capul și ce bani au. Dacă au bani mai mulți ca să poată să angajeze oameni, să elibereze orașul de necazurile astea, atunci va fi curat. Dar cei care încasează bani de pe parcările astea ar trebui să mai investească totuși când este vorba de o situație de calamitate, că despre calamitate este vorba. În situația asta, oamenii aia care primesc ajutoare ar putea să vină și ei să intervină. Și sunt atâtea mijloace, esențial este să existe inițiativă și bunăvoință. Nu interesează, nu... să lase așa ceva, deci putea să o strângă cu un micron, cu ceva și să fie loc de parcare dacă totul se plătește, nu? Locul de parcare. Pe lângă că sunt probleme, da, în ceea ce privește parcările în zală și ei nu le curăță. Asta depinde de dumnealor, da. Conducerea noastră a Zalăului. Ei au căldurică, stau bine la căldură și pe banii noștri stau normal, nu? Și apoi, ce să mai zicem? Vin votările și apoi, după aia îi vedem cum ori veni și cum ori cer și voturile iară, cum și în alți ani.